După ce ați introdus codul, care a venit pe e-mailul celălalt unde ați primit și parola, deja când introduceți parola, ar trebui să intrați în cont. Deci când apăsați pe intrare, aici e intrare, ar trebui să vă primească. Și aici uitați-vă, prima ce scrie, că trebuiește să treceți verificare. Până nu treceți verificare, nu puteți lucra pe această bursă. Deci, adică nu puteți faceți cumpărarea, vânzarea monetelor. Deci, eu traduc ce scrie aici. Nominal, vă felicită pentru a începe lucrul cu sistemele de plăți pentru convertarea banilor. Treceți verificarea în meniu direcția verificare. Dacă ați înțeles, apăsați OK. Deci unde e direcția verificare? Deci uitați-vă, când o să fiți verificați, inscripția asta roz o să schimbe în albastru. Eu încă nu sunt verificat. La verificare este rând, dar trebuiește de trimis niște poze. Deci trebuie de trecut 3 pași. Care acești pași, acum o să arăt. Eu acest lucru am făcut odată. De ce? Nu o pot să arăt acum, dar ascultați atent ce spun eu. Deci, intrați aici unde sunt aceste 4 linii. Mergeți în jos. Deci aici unde e un scut. Aici e verificarea. Și aici sunt, uitați, vedeți, 3 pași. Primul pas. A doilea pas. A treilea pas. Deci uitați-vă cum arată la mine. Când o să faceți acești pași, la voi trebuie să arăte tot așa în final. Deci, prima. Trebuiește să apăsați pe butonul acesta să faceți o poză. Acum atenție ce trebuie de făcut. La fiecare pas sunt momentele lor. Și deci aici ea, în primul rând, nu e atât de important ce faceți aici, cât ce o să întâmple pe urmă, când o să fiți verificat. Deci acum, aici de 3 pași, voi depuneți cerere pentru verificare. Trebuie să înțelegeți în primul rând acest lucru. Deci depuneți cereri pentru verificare, care se pune la rând de la suport. Sunt careva persoane care pe urmă ridică aceste cereri și pe Skype vă sună unde trebuiește să faceți deja pe view demonstrarea că aveți aceste acte care le-ați fotografiat în pasul 1 și 2, pentru a le trimite lor în momentul când depuneți cerere de verificare. Deci scopul lor care? Ca să vadă că sunteți om real. Pentru asta ei o să vă sune prin Skype. Deci nu prin... Skype se poate instalat pe telefon sau pe calculator, dar trebuie să fiți lângă calculator că dacă o să vă sune, ei nu o să vă previne că de pildă ca noi suntem acela, ori acela. Deci când ajunge rândul, ei se uită la lista lor care au, sună, cine nu este pe Skype, îl pun la rând la urmă și merg mai departe pe lista lor. Și tot așa până la urmă, cred că o să faci și voi verificare când o să vă prinde, dar...
Mai este încă un moment. Ei au o listă care se face pe un site care cu și o să arăt în final acel site. Deci în două locuri noi îți primești că depunem cerere. Cel mai important e aici în aplicație. Trebuie de făcut o poză în prima pas. Vedeți, la mine scrie deja că poza este trimisă și este în cum să se traducă corect? Se controlează de administrator pentru a fi ridicată cererea data mea, adică eu pot am trimis la pasul 2, tot așa scrie. Și la 3-lea noi trimitem un Skype. Adresa noastră de Skype care o să ne sune. Deci, unica eu știu ce a fost în prima poză. Deci, în prima poză, apropiați buletinul sau pașaportul. Deci, cu ce document o să faceți verificarea. Deci, care l-ați trimis lor, atunci trebuie să-l aveți pentru a-l arăta prin webcamera. Deci, în primul pas, trimiteți fotografie aici, o filmați cu camera din telefon. Poza, ca să vadă numele, prenumele. Deci, buletinul trebuie să fie întreg, nu pe părți. În prima poză, deci, apăsați. Pe urmă, pasul 2, faceți o poză, același buletin, dar deja îți primește selfie, unde o să fiți cu buletinul și cu fața într-o poză, tot împreună trebuie să fie. Deci, buletinul trebuie să fie ținut în mână, în așa fel ca să citească ce-i scris pe dânsul și în același timp să vadă și fața. Deci ori lângă urechi, undeva în zona urechii puneți buletinul, ori mai jos de barbă. Deci vedeți cum faceți dintr-o poză asta. Nu o să puteți să faceți multe poze. Deci aici nu atât e important calitatea, cât să fie, să face dintr-o poză. Deci nu sunt mai multe variante de a trimite. Cum vă prinde, așa este. Deci aș să faci pe urmă prin Skype în pasul 3. Scrierea unui Skype. Skype-ul se scrie de două ori într-un rând, o să fie și într-a doilea rând. Și pe urmă pasați de trimite. Dacă apare o inscripție roșie ceva aici, deci intrați din nou pasul 2, pe urmă la pasul 3 și introduceți din nou. Și când o să faci vreo câteva ori așa, ea o să scrie, o să meargă normal. Deci uneori este așa o problemă că când introduci Skype-ul, el spune că nu coincid amândouă variante. Deci prima rând ce a scris cu a doilea rând ce a scris. Deci în amândouă rânduri scris același Skype care îl aveți. Deci așa pur și simplu de două ori ca la parole, că când introduci parola undeva, când faci înregistrarea, ceri 10 ori și a doua oară să introduci parola. Asta se face ca să vadă că într-adevăr care introduce este o persoană vie, dar nu programe robot. Deci, când ați făcut acești pași, deja rămâne să așteptați. Deci eu cum aștept rândul meu când o să fiu sunat și o să fiu verificat. Și din moment când o să fiu verificat, aici o să fie inscripția cu albastru. Și o scrie un cuvânt aici, adică verificat. Sau două o să fie. Deci aici scrie, accountul nu este verificat. O să fie scris accountul verificat, două cuvinte, cu albastru, că așa. Și aici ce este? Este numărul de monete care sunt la vânzare. Limita totală. Și aici e limitul meu personal, câte monete pot să vând pe zi. Sau nu monete, dar
De câți dolari? Deci de 6.900 dolari pe zi eu pot vinde eu personal. Cursul acum este 79 de dolari, 0,5 dolari în bursă. Aici e ora Greenwich, GMT 0. Aici datele mele, cine m-a invitat, codul lui, monete care eu le am cadou, 100 de monete, și monete care am adunat încă, 714. Aceste monete care le avem cadou, noi o să putem vinde pe această bursă când cursul o să ajungă la 1000 de dolari. Deci 100 de monete se primește cu 100.000 de dolari. Acele persoane care nu o să lucreze pe bursă, nu o să poată să ridice acele monete. Și care nu vor trece verificarea la fel. Deci dacă ați primit monete gratis, deci trebuie să faceți verificarea aici, că dacă vreți să le folosiți cândva. Deci deja nu să faceți, eu știu, o sumă mică acolo, câțiva dolari, și o să vă puteți pe urmă ridica monetele acestea. Eu nu știu dacă pentru 100.000 de dolari o să găsiți 50 de dolari ca să faceți verificare. Nu, asta depinde de voi. Deci acesta este un proiect care acum abia se dezvoltă. Acum când se face bursă, este etapa a doua. După bursă va fi etapa a treia încă, când compania va lansa și un catalog unde persoane vor putea face cumpărături gratis. Deci nu toate, dar același principiu va fi folosit, care noi îl facem acei care cumpără monete. Deci am cumpărat monete de pildă de 100 dolari. A doua zi le-am vândut, pentru asta că eu am făcut procedura dată pe bursă, primesc bonus 110% din valoarea monetelor care eu le-am convertat pe această bursă. Este o anumită perioadă când cursul să ajungă la valoarea cei care îmi indică în acel bonus. Toate acestea o să fie mai târziu în alt video. Deci acest video este strict legat de verificare. Cum facem verificarea? Deci depunerea prima cererii, apoi deja prin Skype va veni persoana de la suport care vă va suna pe Skype și vă face verificare. Acum, încă un moment. Mai este un site unde trebuie depus o cerere la suport pentru verificare. Deci se face în două locuri, dar cel mai important prin aplicație. Deci trebuie de renuit aplicația, căci noi vom lucra aplicația bursei, deci merge vorba, care acum a arătat. Fără dânsa noi nu o să putem lucra. Deci asta e principalul, că dacă o să depuneți pe site, dar nu puteți intra pe aplicații și nu puteți lucra, n-are sens să faceți pe site. Că nu vă dă nimic asta. Pe site facem în cazul acela când vrem să știm numărul de rând care este la noi. Deci... Приветствую вас, дорогие друзья! Кушу Сентр Ламин канал. Eu am făcut un video în limba rusă. Ucușarăt. Deci eu am două canale, am unul în română, unul și unul rus. Intrați pe canalul acesta meu
на русы. Deci uitați-vă, uitați-vă în latină, în chirilițe, așa trebuie să fie scris. Aici ia, la căutare, dați inscripția aceasta. Și când dați, o să găsiți canalul meu. Intrați pe dânsul la direcția video. Apoi mergeți în video 8 minute. Nu e acesta, mai înainte, este despre aplicație. De 15 minute 03. Есть часто видео. Здравствуйте, друзья. С вами Михаил Степанов. Где видео на русском. До речи есть субтитры. Здесь липунец. Здесь опасаться по потрату читал. И урман трац ласитер. Intrați la subtitre, apăsați și alegeți limba. Dați în jos unii traducerea și acolo legeți în ce limbă. Deci eu spun în rusă și aici alegeți limba română. Так, el traduce, da. Тут у меня мой свой декаф. Малес алта лимба, но румына да алта. Азербайджан. Deci uitați-vă atentă ce limba legeți acolo, eu am greșit. Deci este limba română, legeți și în el să vă spună ce spune în rusă. Și vă uitați, găsiți site-ul unde este suportul. Deci acolo faceți înregistrare. O să vă trebuiască suportul pentru viitor dacă o să fie careva întrebări, ca să nu mă căutați când este ceva. De pildă, eu pot să fiu numai Sara pe Skype, dar vă trebuie, să știu, mereu ceva să aflați. Intrați în direcția suport, acolo sunt întrebări, răspunsuri și găsiți în răspuns la ceea ce vă deranjează. Deci cam asta am vrut să spun. Мини фак видео, скайп, ну скайп, да. Калькулятор, шваждикап, межами грел. Скорт. Значит, есть... Я еще слушаю тем, как мой сайт, с кем я.
help. Стас. Говорил, что в Тиндере и тут на урма ела, если суду видео. Как с фака кумара бы на рэбе экспликация, так это... Дичи help пункты крипто кэшбэк 110 ccb 110 пункт ком. Ю держа сын тайча на регистрат. Deci, faceți înregistrare, pe butonul acesta, inițial. Deci aici este un banner care spune că faceți înscriere pe testarea bursei. Deci, aici este o grupă care a început prima să testeze. Pe urmă, s-a hotărât că trebuie să depună cereri pentru a face verificare pe bursă. Deci, după înregistrare, deja intrați în cont și... Aici este tichet. Trebuie să faceți un tichet. Dar vă recomand tot ce să uitați la video, că video cam lung. Deci trebuie să primiți un tichet lor. Pe urmă, când intrați în tichetul care aveți primit, aici este numărul scris. Deci eu am numărul tichetului 3524. Deci eu sunt în rând la verificare în bursă. Sub numărul 3524. Undeva câte vreo 200-300 de oameni pe zi să face verificare, în vreo 10 zile o să ajungă rândul la mine. Restul care o să face deja o să fiți mai încolo, dar tot trebuie de făcut acest lucru ca să încep să lucra pe bursă. Deci asta a fost scopul. Nu mai bine.